Republica Moldova trebuie să devină un stat în care oamenii să-și dorească să trăiască. Este principalul mesaj pe care îl va promova Igor Dodon în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Șeful statului spune că dacă în următorii 3 sau 4 ani lucrările începute de actuala guvernare vor continua, țara noastră va arăta altfel. Am făcut foarte multe greșeli în acești 29-30 de ani. Să spunem sincer. Мы по предложениям некоторых западников, экспертов, мы разрушили сельское хозяйство. Через боновую приватизацию уничтожили полностью экономику. Мы, к сожалению, имели вот эту войну на Днестре. За это время мы потеряли треть населения. Основным посылом и основная тема этих президентских выборов и вообще в любой политической повестке должно быть, а что, куда мы идем? А что будет с этой страной? А будут ли, будет вообще существовать эта страна? А будут ли наши дети жить в этой стране? Я считаю, что мы можем выйти из этого порочного круга. Мы можем обеспечить достойное будущее для этой страны. Igor Dodon i-a atenționat pe alegători să nu creadă în promisiunile de aur ale politicienilor formați din bandiții anilor 90 sau ONG-știlor, care nu au experiența de a conduce nicio întreprindere, nemai vorbind de un stat. Не верьте тем, которые вам обещают золотые горы. Или тем гопникам, которые появились непонятно откуда, бандитам 90-х. И сейчас хотят быть большими политиками, которые ничего в своей жизни не сделали. Конкретно. Конкретно вот для какого-то города, для какого-то... Либо те, которые махают какими-то непонятными зарубежными дипломами. У нас есть понятие, внимание, Харвард, уже отрицательное в обществе. Которые всю жизнь работали по каким-то проектам непонятно. Я не против проекта. Но когда я вижу мальчиков из разных ОНЖ, НПО, которые всю жизнь работали в этих НПО и писали отчеты для дяди, чтобы получить очередной грант, и сейчас говорят о том, что они знают, как развивать страну, ребят, а вы пойдите, руководите хоть каким-то предприятием, пообщайтесь с людьми, не сидите в кабинетах. Давайте посмотрим на Кишинев, муниципий Кишинева. Помните, в 2007 году проголосовали за этого сюрприза. Тоже, мне кажется, говорили, что он Сорбонну закончил. Да, хвастался, был на каких-то курсах в Сорбонне. Сейчас в Харварде уже. И все думали, все, будет молодой, вот сделает. И что? 10 лет угробили город. În acest context, Igor Dodon a declarat că din lipsa unor rezultate concrete în activitatea lor, oponenții săi politici și-au construit strategia de campanie pe atacuri împotriva sa. Șeful statului susține că acest lucru se întâmplă din cauza disperării contracandidaților și anunță că el va desfășura o campanie bazată pe propunerea soluțiilor pentru nevoile oamenilor. Toate tunurile sunt îndreptate spre noi. Toate. Și încearcă toți dintre părțile să atace, să muște. Apropo, știți, un... Proverb moldovenesc. Câinile care hamă e mult, nu mușcă. Băgătățești care latră mult prejur, care încearcă să vină cu mesaje, cu diferite dezvăluiri și așa mai departe. Aștia sunt cei care latră mult, dar mai mult decât asta nu pot face absolut nimic. Președintele a reiterat că în această campanie electorală el nu va enunța numele niciunui contracandidat și se va concentra pe ceea ce vor oamenii. Noi avem agenda noastră. Noi știm ce trebuie să facem. Noi am demonstrat că putem să facem acest lucru. Și vom veni doar cu soluții pentru nevoile oamenilor. Mai aproape de oameni. Nu de cei care încearcă să ne provoace. Președintele i-a îndemnat pe oponenții săi să se relaxeze. Potrivit lui Igor Dodon, aceștia nu sunt susținuți nici măcar de membrii lor din raioane. Vă știu care sunt strategiile. Ele nu corespund cu strategiile noastre. Noi nu o să intrăm în dezbateri cu dumneavoastră ping-ponguri pentru că pe contul președintelui să faceți dumneavoastră campanie electorală. Vreau să spun că oamenii foarte bine văd și tot înțeleg. La noi oamenii sunt foarte, foarte înțelepți. Și apropo, foarte mulți recunosc, inclusiv din oponenții noștri. Și nu vor să spună public. Și din partidele de opoziție și mai departe. Știți ce îmi spun? Îmi spun, domnul Dodon, numai nu spuneți lui conducătorii noștri de partide. Voi faceți totul corect. Deci cu voi în condiții de criză, de pandemie, ați găsit bani pentru drumuri, pentru salarii, pentru pensii. Așa că nu atrageți atenția la așa. Sabache laiut, caravan idiot.
Dar la șacalii ăștia care încearcă să vă muște, nu trebuie să te mergi înainte. Igor Dodon a anunțat că își va prezenta săptămâna viitoare platforma electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020.